Au fost luați la bani mărunți de către oamenii legii. Este vorba despre comercianții care își desfășoară activitatea în oborul ploieștean pentru crearea unui mediu civilizat de desfășurare a activităților de comerț. Activitățile s-au desfășurat în două etape. Pe prima etapă a presupus blocarea căilor de acces către oborul ploieștean și s-a desfășurat la primele ore ale dimineții, când persoanele ce doreau să-și amplaseze mărfurile pe străzile adiacente au fost sancționate contravențional și împiedicate să facă acest lucru. În cea de-a doua etapă au fost controlați agenții economici care desfășoară activități comerciale în oborul ploieștean. Problema e că chirilică au rămas pe să le... Dumneavoastră trebuie să aveți marfa cu acte și actele trebuie să le înțeleg, nu? În cadrul raziei au fost verificate 43 de societăți comerciale, 9 producători agricoli, 46 de autovehicule, 193 de persoane. În urma controalelor efectuate, oamenii legii au aplicat 30 de sancțiuni contravenționale în valoare de 19.500 de lei. Totodată au fost confiscați bani, 151 de lei și bunuri în valoare de 1.500 de lei. Au fost confiscate genți, alcool, cafea, săpunuri, deodorant, detergenți și 100 de kilograme de pepeni. Polițiștii vor efectua astfel de acțiuni și în perioada imediat următoare.